În fiecare lună, Biblioteca Municipală Mihail Halici din Caransebeș organizează o întâlnire pe cât de inedită, pe atât de emoționantă. Sărbătorește personalitățile bănățene născute în acel timp. Prilej de mai bună cunoaștere a spiritualității locului, de a depăna amintiri, inițiativa directorului bibliotecii, Constantin Șovre, se adresează tinerilor și de aceea este găzduită de Liceul Traian Doda. Cei mari, deci adulții, în general îi cunosc pe creatori. Creatorii din zonă se au ocazia să se întâlnească și la manifestările Casei de Cultură și la muzeu, sau la manifestările Bibliotecii Județene sau cu prilejul lansărilor de carte. Ceea ce nu s-a prea făcut această prezentare a creatorilor tineretului. Tineretul nu prea știe, nu-i prea cunoaște, nu le cunoaște opera. O parte dintre ei n-au ajuns, bineînțeles, în manuale, dar trăiesc printre noi și asta am vrut să evidențiem prin această manifestare, adică să-i aducem, să-i vadă elevul de liceu, uite, ăsta este Cornel Ungureanu, ăsta este Cutare, ăsta este Cutare. Unde te duci tu, feciorule luminosule, mergătorule fără merinde de drum prin cerul de aici și de acum? O, sentimente marinar crispați și o, voi, vrăbii, vrăbii! Pe cei chei s-au retras verdele voastre corăbii pe care apă de lumină roz acum spre toamnă când dă gerul și ni se luminează nouă cerul. Bucurați-vă, veseliți-vă limpezi matroz peste tot raze și raze, îngeri, apariții, mesaje, nu vă îngrijiți de ce o să fie nou. Umbra suferinței rămâne în ecou să vă ocrotească în întuneric. Pentru mine este un pic jenant așa să fiu pus într-un prim plan. Mă rog, bine a fost că nu am fost de unul singur, au fost mai mulți. Contextul a fost cumva interesant pentru că pentru mine Caransebeșul înseamnă mult. Înseamnă mult, mai ales din punct de vedere al trecutului, dar după câte văd, după câte simt, parcă orașul merge spre o relansare culturală. Cred că e bine. Singura teamă e să nu cădem într-un soi de derizoriu provincial și să ne tămâiem unii pe alții, ceea ce poate că pe unii îi satisface, dar găsesc că s-ar putea să fie și periculos. Pentru că astăzi trebuia să fiu la București, la o întâlnire literară, pentru că astăzi trebuia să fiu la Reșița și pentru că astăzi sunt și la Caransebeș, citesc poezia Drumul dedicată prietenului și colegului meu, Boric Iosif Galeman. Câtă mireasmă se adună într-o floare, câtă fantasmă în înserare, câtă durere în dor și nu doare, nu e nici rană, nici vindecare. Câtă însingurare e îndepărtare, de lacrimă poate, de neîndurare, de fulgere, ploaie, de vânt, de dinsoare, un fel de venire, un fel de plecare. Sunt foarte emoționat. Dumneavoastră îmi cereți un lucru foarte dificil, să explic starea de emoție. Poate explica cineva asta? De-aia scriem, ca să ne putem explica starea de emoție. Dar sărbătorit de o bibliotecă municipală în școala pe care ați absolvit-o. Da, sigur. Au fost împreună cu mine și alți congeneri de aici. Unii colegi au lipsit, pare rău. Ce să vă mai spun? A fost excelent. Liceul. Pe atunci cum se numea când ați absolvit? Liceul avea un nume foarte ciudat, ca de unitate militară, Leme 10, ceva, liceu mixt 10 Caransebeș. Era de 10 clase, nu era cu 12, se redusese, era busculat complet liceul. Și atmosfera liceului? Atmosfera, cum v-am spus, sumbră, cenușie, rece, ostilă.
Bine că au fost profesorii buni. Ei ne-au salvat. Lui Nicu Sârbu, poetului Nicolae Sârbu, scrie multă poezie, și mai bună, și mai slavă, face și cazetărie. Altfel e băiat de treabă. Poetului Octavian Doclin, la volumul Metafore gândite în stil pentru când voi fi copil. E bine în viață ca să scrii când te pretezi povestitor. Atât ai scris pentru copii că ai rămas în mintea lor. Puiule, un cântec sfânt, vechi și simplu de la țară. Puiule, un cântec sfânt, vechi și simplu de la țară. N-ai dorm ușor, numai ușor. Acordurile minunate ale acestei melodii a formației 2 și jumătate de altă dată, să cunoaștem alte fapte culturale din zonă, după care vom reveni în atmosfera emoționantă de la Caransebeș. Cristina Modreanu, cum o vedeți și a spus și Robert, ea anulează clișeul proverbial, mai ales în România, că o actriță trebuie să fie frumoasă și o critică literară trebuie să fie grasă, surdomută și jumate oarbă. Ea nu e așa. Am să încerc cu o întrebare din carte. Cine are nevoie de Hauswater? Cred că noi toți avem nevoie de Hauswater în măsura în care avem nevoie de teatru. Asta e o întrebare pe care întâi trebuie să ne punem dacă avem nevoie de teatru și e bine să ne punem din când în când și răspunsul cel mai bun îl găsim tot în teatru. Iar de Hauswater are nevoie mișcarea teatrală din România, pentru că el este o injecție de vitalitate de câte ori intră într-un teatru. Au nevoie spectatorii care adesea se înstrăinează din motive mai mult sau mai puțin cunoscute de noi toți, se înstrăinează de teatru și care trebuie readuși din când în când pe această cale, uneori cu metode foarte brutale, cum face în unele dintre spectacolele sale Alexander Hauswater. Cristina a fost intrigată de povestea mea de la început și mi-a pus un microfon în gură și m-a obligat să vorbesc ore întregi. Eu când mă gândesc la viața mea, mă gândesc că a fost trăită de mine, a fost trăită de altul. Nu se poate. Prietenii din generația mea, din România, din Israel, din Canada, din Irlanda și mai departe, au rămas și au trăit în solul acela, în societatea aceea, în limba aceea. Eu nu. Povestindu-i lucrurile care mi s-au întâmplat
și văzând curiozitatea ei profundă la acest primegie veșnică, acest Ulise care caută o Itaca care nu există din punct de vedere geografic, dar care poate există din punct de vedere imaginar și spiritual, zile întregi povesteam o poveste care încet, încet mi-am asumat-o. Într-adevăr, era povestea mea. Mi se părea întotdeauna ridicol că oriunde am fost în lume, în care oamenii mă întrebau de unde viu, ești născut la București, sau spune, născut la România, toată lumea în România, capitala Budapesta, o știm foarte bine. Și pe undeva trebuia întotdeauna să apăr o țară care nu o cunoșteam și o țară care m-a născut, dar am plecat foarte tânăr. Cartea care a scris-o ea este despre activitatea mea în România, de când am venit la Puscătușeni Florilor în 1990, în care am venit într-o această țară în care m-am născut, această țară care am avut o nostalgie teribilă din cauza unei copilării absolut extraordinare. 4 săptămâni, un spectacol oarecare, un spectacol pentru mine destul de banal, total banal, care a avut un destin unic în cariera unui om. A atins un nerv istoric. Un spectacol unic în viața unui artist, în care, într-o inconștiență totală, atinge un timp și un loc și atinge o mișcare revoluționară care nu a fost conștientizată. Multe din reacțiile la acel spectacol nu le înțelegeau, până ce, la un moment dat, un artist foarte important al acestei țări, Victor Rădăcilă, mi-a spus, după ce a văzut spectacolul, a stat vreo 3 ore lângă fântâna, în fața Teatrului Odeon, și a spus, într-adevăr, acum accept că a fost o revoluție în țara asta. Aud foarte mult oameni care fac teatru, care spun pe ce proști sunt oamenii care vin. Nu știu dacă Shakespeare, dacă Molière, dacă Stanislavski ar accepta această afirmație. Publicul niciodată nu poate să fie prost. Făcătorul de teatru poate să fie prost, dar publicul niciodată. Revenim la cartea asta. Am făcut mult teatru în multe țări înainte de România și cred că Cristina vorbește de 10-12 producții, chiar ultima e Simbeli la Timișoara, cred, în care citind cartea îți dai seama de o parte a vieții mele care este legată de această lucrare. Cred în teatru și cred că teatrul astăzi, în România, e o necesitate. E singurul loc de întâlnire între 2 grupuri de oameni care gândesc, care simt. Mă simt ori teribil și oribil când merg la teatru și văd oameni care sunt plictisiți sau oameni care ies tot așa cinici și dubioși cum au intrat. Teatrul este o activitate de transformare, de schimbare. Este un om care vrea să se schimbe, care vrea să se amelioreze, care vrea să iubească, să creadă, să atingă. Muzeul Banatului din Timișoara, la cea de-a 2-a ediție, am înțeles bine, nu-i așa? Bienala Internațională de Gravură Experimentală. Ce ați adus nou în acest an? Am adus noutatea unui experiment, unei mai mari libertăți în tehnicile de imprimare. Fiind la 2-a ediție, am, împreună cu jurul, am făcut o selecție drastică a lucrărilor, încercând să arătăm mai bine ceea ce am dorit și ceea ce am vrut cu acest proiect. Lucrările sunt ale unor artiști profesioniști sau amatori? Lucrările sunt toate artiști, realizate de artiști profesioniști. Din țară și de mai
De pe unde, din altă parte? Țară și cam de peste tot din lume, din Japonia, America, Argentina, Brazilia, Europa și așa mai departe. Bănuiesc că vor fi mai multe manifestări, nu doar această deschidere. Da, astăzi se deschide Bienala propriu-zisă, pe 10 noiembrie expoziția personală a Denis Pelletier, o artistă din Canada, câștigătoarea premiului special al jurului la prima ediție, iar apoi pe 17 noiembrie va fi deschisă expoziția personală Malgorzata Sandala, o artistă din Polonia, câștigătoarea primei ediții a Bienalei, ambele expoziții fiind la Galeria Helios din Timișoara. Mi-ați tot spus de un juriu. Cine face parte din acest juriu? Jurul a fost compus din domnul Zarko Vučković, profesor la Academia de Arte din Priștina, artist plastic, apoi Branka Vučićević-Vučković, critic de artă tot din Serbia, iar din România doamna Suzana Fântânariu, grafician, Adrian Sandu, artist plastic din Arad și doamna Ileana Pintile, critic și istoric de artă, tot din România. Și lucrările au fost alese în funcție de ce anume? Lucrările au fost alese în funcție de criteriile pe care le-am cerut la început în formularele și în cerințele pentru un astfel de eveniment. Care sunt? Care sunt ieșirea din tiparul clasic, ieșirea spre tridimensional, spre obiect, spre experiment în tehnici de gravură, imprimare pe suporturi neconvenționale și așa mai departe. Asta înseamnă, de fapt, gravură experimentală, nu? Asta ar putea însemna, de fapt, gravură experimentală. Conduceți la DEVA, o revistă culturală semne, o editură care publică în special literatură. Ce se mai întâmplă la DEVA cultural vorbind? La DEVA se întâmplă la fel ca în toată țara. Cine dorește să facă literatură, cultură, își asumă anumite riscuri pe care uneori le putem trece cu bine, alte ori cu mici piedici. Totul e să avem răbdarea și să avem puterea de a face o selecție între valori. Acum sunteți la Herculane, la cea de-a cincea ediție a Colocviilor Reflex. Ați fost plecată la alte festivaluri, veți mai merge la alte festivaluri, sunteți activă, văd eu. Anul acesta a fost, de fapt, un an al deplasărilor. Mă bucur că sunt acum aici, pentru că aici se dezbat teme serioase și așa ca în fiecare an Colocviile Reflex lasă o dorință de a ne întoarce aici, chiar pentru valoarea discuțiilor, dar și pentru acest mirific peisaj. Nu de mult m-am întors de la un festival internațional de poezie de la Aman, unde am, pe lângă faptul că am cunoscut poeți din aproape toată lumea, am avut ocazia să văd că, de fapt, poezia înseamnă lirică. Poezia înseamnă sentiment, înseamnă scriitură cu sufletul. Apoi am văzut această minunată țară care m-a dus așa în Vechiul Testament și care a fost ceva peste puterile mele de exprimare, cel puțin acum, din punct de vedere sentimental. Înțeleg că la fel de activă este și poeta Paulina Popa.
Da, uneori poeta mai pierde în favoarea directorului de editură sau, altfel spus, a managerului, dar sper să nu mă transform într-un poet de duminică. Scriu în continuare și mulțumesc pentru toate acestea, odată cotidianului care mă stresează și îmi oferă, de fapt, materie primă, dar și lui Dumnezeu. Imola Caransebeș, sub semnul poeziei și al emoției. Din volumul N-am operă, și unii zic, păi dacă n-ai, lasă-ne. De ce nu vii din păpădii la școala de arte și șmecherii? Crezul meu ușor lavabil, îngenunchind în altă parte unde tu te strunci inevabil. O, destrămarea mea, îngâna subversiv feroțele prădător păpădii. Ar trebui să-l întreb pe poetul Nicolae Sârbu ce mai face și n-am să o fac totuși, pentru că am ascultat poeziile sale, ci am să-l întreb pe directorul Bibliotecii Județene, Paul Iorgoviș din Reșița, cum, da, de acum încep ghilimele, cum îngăduie unui subaltern o asemenea manifestare emoționantă. O asemenea manifestare emoționantă ca aceea lui Constantin Șovre, la Caransebeș, într-un oraș eminamente cultural, cu istorie mare culturală și, uite, cu o viață culturală contemporană, este un stimulent pentru toți bibliotecarii. Pot spune că nu numai că îngădui, ci mi-aș dori multe asemenea manifestări și îl invidiez frumos și sper ca acțiunile noastre de la Zilele Bibliotecii să ofere măcar o parte, o replică unei asemenea manifestări. O nouă stare de emoție și la care Caransebeș până în Ungureanu? Nu, e vechea stare de emoție, cu atât mai mult cu cât în locul acesta, pe locul acesta era cu 50 de ani în urmă acel internat care, precum lui Bacovia, mânca zilele. Era o clădire într-adevăr istorică, văd acum că e renovată și uite ce spectaculos e renovată. Și atunci, amintirile. Amintirile sunt legate, în primul rând, de niște profesori ai mei, profesori pe care fiecare am văzut altfel. Părea Vasilescu și-a amintit într-un anumit fel de Toplicianu, eu mi-l amintesc cu totul altfel, despre cei care au fost colegi. Părea și-a amintit într-un anumit fel, eu îi văd și pe profesori și pe colegi mult mai frumoși și mult mai încărcați de ispite eroice, mult mai atașați de acest oraș, de care, uite, ceilalți se despart cu un fel de voluptate. De-ar fi să fiu din nou elev, asta numai la școală, asta chiar și duminica, acolo în banca mea, liceul meu iubit. E un liceu ce învață cu dascăl minunat și tine de viață. Toate fizică, toți elevii cântă, viva profesor, viva cei ce ascult. De ani eu mă întâlnesc cu zâmbetul pe buze, să fie într-o luminică, la matematică.
minunat și tine de viață.